Mulțumesc și eu. Continuăm știrile. Supărat că mașina pe care o parcase neregulamentar pe strada Igheduca a fost ridicată, un bărbat în vârstă de 43 de ani a făcut scandal la parcul auto de pe strada Caraiman. Bărbatul a pândit momentul când poarta a fost deschisă pentru ca mașinile angajaților și cea de ridicări să poată ieși din unitate și a intrat în parcare pentru a-și recupera mașina. După un schimb dur de replici cu angajații, omul s-a dus glonț către mașina lui și s-a suit la volan cu gândul să o recupereze. Tot incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în Purte, iar pe imagini se vede cum șoferul ajunge în dreptul porții și vrea să forțeze ieșirea. La poartă dă însă de un angajat care încearcă să blocheze poarta cu autoturismul personal. Bărbatul reușește totuși să treacă de prima poartă și demarează în trombă spre cea de-a doua, care este deja închisă. Furios că nu poate ieși, bărbatul se dă jos din autoturism și începe să tragă de poartă. Angajații opun rezistență în moment în care omul se urcă din nou la volan și încearcă să dea cu mașina peste cei care păzeau poarta. În cele din urmă, bărbatul este convins să mute mașina din nou în parcul auto, moment în care sună la 112 și reclamă că este ținut înăuntru fără voia lui. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, care a arătat faptul că se afla sub influența băuturilor alcoolice. El este cercetat acum de polițiști pentru infracțiunile de violare a sediului profesional și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau alte substanțe. În plus a fost sancționat și pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.